Salutări și bine ați venit la un nou episod din Cafeluța de Gaming. Astăzi vom vorbi despre gaming simulator sau simulatoare, dar intrarea în Matrix. Dar prima dată o să vă pun o întrebare. Suntem într-adevăr în realitate sau trăim în Matrix? Astăzi vom avea pe lista noastră multe tematici despre simulatoare și chiar și Liviu, colegul meu, vă va povesti despre experiența lui cu simulatoare. Și vom începe cu prima întrebare. De ce se creează jocuri de simulare? După părerea mea, scopul principal este de cercetare și să dobândim noi abilități. Altele sunt motive militare, altele doar pentru distracție. Liviu, tu ce părere ai? Cred că ar fi unul educativ. Educația, un foarte bun punct. Altele? Imitare a realității? Adică să se vadă până unde se poate ajunge cu tehnologia? Da, un punct iar foarte bun prezentat. Super, super, da. Ce părere aveți voi despre această jocuri de simulare? Lăsați în comentariu. Bun, și astăzi o să vă prezentăm 4 jocuri majore și o să continuăm pe parcurs cu alte mențiuni și întrebări onorabile. Bun, vom începe cu primul joc de simulare care trăim și noi, chiar că dacă trăim în simulare, vom începe cu Sims 4, un joc despre viață. Da? Sims 4, un joc de viață, un joc de simulare, unde posibilitățile sunt de oricare. Experiența mea de Sims a fost foarte faină. Cea mai mare realizare e că am reușit să ajung până la generația 7 de familie. Și da, am fost mândru și da, am fost și absurd și multă, multă muncă și ore în a juca așa ceva. Liviu, care a fost experiența ta cu Sims? Ții minte că prin 2016 am jucat prima oară, nu aveam atunci un calculator foarte performant, chiar nu puteam să joc mai nimic, dar am jucat pe telefon. Și da, mi-a plăcut mult partea asta de libertate, că pot să amenajez cum vreau, deci e un fel de simulator de asta de viață, dacă vrei. Corect. Nu e foarte axat pe chestii externe, ci tu ești pe primul plan, că până la urmă e un fel de Human Simulator, dacă vreți. Corect. Dar ce mi se pare ciudat, asta simulează, adică Sims-ul se ocupă de viață, simulează viață. Extraterestri există în Sims, deci extraterestri există și pe Pământ. Am rezolvat, putem încheia episodul aici. Yeah, mulțumim! Din nou, o altă întrebare conspiraționistă. Suntem oare singuri? Da. Păi Sims ne spune că nu suntem singuri. Corect, e un răspuns.
Super! Spuneți-ne și vouă care a fost experiența voastră cu seria Sims. A fost o cuplire frumoasă? A fost o cuplire ciudată sau nu? Bun, următorul joc și următoarea tematică pe care o să o discutăm este despre I Am Bread. Un joc absurd, ciudat, dar un început foarte bun pentru simulările care aveau să vină ulterior. Mr. Merton was very distressed throughout the session. He arrived early, exclaiming that his house had been broken into, but there were no signs of forced entry. He told me of his theory that the bread was somehow responsible for the incidents. It is clearly not real, and I'm having trouble coming to a suitable solution for him. His fixation on blaming a slice of toast must be some sort of manifestation of his hate for the council. Mr. Merton's condition is now severe. I'm recommending daily sessions for his own safety. It is preposterous to think that bread moves of its own accord. Bread does not walk. Bread is not alive. Ce faci în afară de a te plimba cu pâinea? O ungi, desigur. Și mergem chiar la prima întrebare. Au devenit jocurile de simulare prea absurde sau doar o variantă de entertainment? Tu ce zici, Liviu? Prima variantă. Adică unele chiar merg pe absurd și nu neapărat ăsta cu I'm Bread. Ăsta pot zic, da, e cam SF pentru simulator, dar... Na, poate vrea să arate o latură mai amuzantă. În schimb, dacă e să vorbim în adevăratul sens al cuvântului de absurd, aș menționa un alt joc și anume Train Simulator. Na, eu sunt un mare fan de camioane și trenuri, dar la Train Simulator e o strategie într-adevăr, poate de vânzare, dar știți voi, există varietăți de trenuri imense, deci sunt varietăți de locomotive, vagoane și în loc să fie simulator, au devenit așa un fel de, cum să zic eu, un fel de afacere, adică iei jocul, ai câteva trenuri, mai vrei și altele, cumperi fiecare locomotivă în parte, fiecare vagon, fiecare scenariu și asta mi se pare mie absurdul de care vrei tu să zici, Dane. Corect, da, da. E o șmecherie de marketing, dacă am putea spune, și cu toate că ai menționat și Train Simulator, o să ne întoarcem puțin la realitate și o să ne prezentăm și despre Train sau Aero Truck Simulator. Și da, într-adevăr, jocurile simulatoare, unele au devenit foarte absurde. O altă mențiune onorabilă ar fi Bear sau Bee Simulator, să vedem puțin din perspectiva unui animal, unui urs, o albină. E absurd, fain și educativ în același timp, dar da, pentru idei mereu o posibilă absurditate, nebunie, ca să aduci jucătorul mai aproape de tine. Bun, trecem în continuare la puțină mai multă realitate și ceea ce se întâmplă și în zilele. Facility, really? Where one patient is really, 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 really sick. A lot. I mean, seriously, what's wrong with this guy? Four surgeons stand at the brink of life and death. Coming soon, a medical drama like no other. Do you have the heart to take medicine to... Wait a minute. That's a kidney. Oh, very well. Do you have the kidney to take medicine to the next level? Four surgeons, three scalpels, two lungs, one lung, zero time off. After all, there is no I in medical facility. Because here, malpractice makes malperfect. Surgeon Simulator 2.
Coming soon to an Xbox near you. Surgeon Simulator 2 may cause nausea, vomiting, aches, pain, broken limbs, missing limbs, extra limbs, injury... Exact, din nou, un joc absurd, foarte fain, dar nu l-aș recomanda pentru viitorii chirurgi, mai ales studenți, să încerce așa. Mai bine să rămână pe simulatoarele lor din facultate. Un joc foarte fain, distractiv, mai ales cu mai mulți, cum să te joci cu corpul uman. Este educativ, dar nu l-aș folosi într-adevăr în scopuri medicale totale. Bun, rămânem pe fața de realitate și ne ducem la mașinării, astfel că ne va povesti puțin după trailer și Liviu despre experiența lui din Train Simulators. So, go ahead! Colin McRae Dirt, un joc de simulare pentru curse, unul dintre mulțimile de jocuri. În continuare ne vom uita și la Train Simulator, după aia Liviu ai cuvântul. Bun, Liviu, poți să ne spui despre experiența ta cu Train Simulator, ce așteptări ai avut, ai și cum te simți când joci un astfel de joc? Păi, în primul rând, e de înțeles, e un simulator, deci pot zic că își face treaba din ce am jucat eu până acum. Acesta, să nu facem confuzie, este Train Simulator, nu este Train Sim World pe care îl joc în prezent. Am jucat și Train Simulator acum ceva ani. E o diferență într-adevăr între ele, dar hai să ne referim strict la Train Simulator. Își face treaba, e simulator, deci detalii la maxim, se deschid duși, deschizi ferestre, apeși butoane, se întâmplă, nu se întâmplă, își face treaba. Ce nu mi-a plăcut în schimb, cum am precizat și la început, s-a cam uitat ideea asta de joc, nu neapărat de simulator, că își face treaba, dar ideea de joc. Când e un joc, te aștepți să ai acolo ceva ca lumea, mă gândesc. Plătești, ai niște așteptări sau cum erau jocurile înainte, luai un CD-ul de ăla și nu exista DLC pe atunci. Asta aș vrea să precizez. Sau exista, era mai diferit cumva. În schimb, acum nu prea ai trenuri, adică cel puțin aici. Le ai pe astea ce ți le arată acum pe copertă. Numai dacă vrei restul, vrei de exemplu o locomotivă cu aburi, că există, e un simulator, să fim serioși. Vrei un diesel din anii nu știu ce, există în joc, numai că va trebui să achiziționezi separat și asta e ciudat că abia se fac seturi, pack-uri, cum se spune, se mai fac uneori și dacă ești norocos poți să prinzi ceva ca lumea, dar așa să-i fiecare tren separat, deci cred că oamenii ăștia au peste 1000 de DLC-uri
Și imaginați-vă, dacă te uiți la total, te doare capul. Deci, cel puțin pe Steam au niște scoruri incredibile. Poate să fie reducere că nu rezolv nimic. Cam asta aș avea de spus. În schimb, eu cred că s-au spălat păcatele cu Train Sim World 2, sau na, Train Sim World 2020, acela CSX Edition, cred că știți, pasionații de trenuri. Acela a apărut prin 2017, era nebunia asta cu Unreal Engine. Train Simulatorul clasic nu folosește Unreal Engine și ce se mai plâng mulți că grafica e aceeași în fiecare an la Train Simulator și asta e cam cu semnul întrebării, cam cu cântec. Train Simulator e de prin 2009 și până acum nu s-a schimbat grafica, doar atât că s-au adăugat trenuri noi, rute noi, etc. În schimb, Train Sim World-ul repară problema de grafică, doar că și acolo încep încet încet cu DLC-urile și din nou să fie aceeași poveste, dar totuși e altă lume în Train Sim World față de Train Simulator. Cam atât. Super. Și atunci m-aș duce la următoarea întrebare. Ce ați vrea voi sau ce ai vrea tu ca și utilizator de la un simulator? Să fie mai apropiat de realitate sau să fie doar un mod de a te distra? După mine, aș zice doar un mod de a te distra. Realitatea putem o experimenta pe pielea noastră. De ce să o facem virtual când putem să ne bucurăm de viață? Liviu, care e părerea ta? Ce ai așteptări avea tu de la un simulator? Sau păi da, ce ai da. Vrea tu de la fel? Dacă ar fi să mă distrez, clar, aș face ca și doctoria din Sergeant Simulator. Deci îți dai seama, face la curganele. Da, într-adevăr e un mod de a te distra. În schimb, eu aș merge pe asta cu realitate, dar vorba ta nu foarte exagerat, pentru că realitatea e, trăim noi în ea. Bine, nu vreau să fac filozofie, dar pe scurt, trăim noi în ea, de ce să mai vezi și virtual și așa. Dar mă gândesc că ar fi util asta cu realitatea, momentele astea în care trăim acum, poate nu o să mai putem ieși din casă, iar ceva perioadă și atunci ne trebuie, nu știu, ceva să ne stimuleze cumva. În schimb, îmi place, ar fi fain să se vadă unde se poate ajunge tehnologia, cel puțin cu texturile, cu luciul, să imite așa bine realitatea încât să nu mai poți să faci comparație, chiar se lucrează și sunt motoarele astea, știți cu toții, Unreal Engine și vă dați seama ce va fi pe viitor. Corect. Transpunem realitatea în imagini virtuale, care iar ne vom transpune și noi. Super, super, da, sunt de acord cu tine și puțină realitate este binevenită, dar nu uita, trăiește momentul. Ok, trecem la ultimul joc pe ziua de astăzi, ne axăm puțin la partea militară și vom vorbi despre Ace Combat 7, un simulator de avioane, avem și alte simulatoare pentru război, War Thunder, World of Tanks și multe altele. Din nou se reproduce o simulare în timpul unui război, să te distrezi, din nou este vorba de mașinării, dar și armata are implicațiile lui pentru acest scop, să evolueze, să antreneze viitorii candidați, dar nu mă duc prea departe că intrăm din nou în filozofie și în alte concepte, dar bucurați-vă puțin aeronautic. Ace Combat 7. UAVs
un simulator foarte bun, te menține în realitate, simulează, te distrezi, dar și creează momente de adrenalină. Nu vom vorbi multe despre acest topic, deoarece am putea vorbi ore întregi dacă este bine sau nu să apreciem astfel de simulatoare de armată, scopurile lor și altele, dar ne vom lungi prea mult și nu o să ne ajungă nici timpul. Dar dacă aveți și vă părere, lăsați în comentarii. Și pentru ce au mai rămas câteva mențiuni onorabile, la capitolul financiar am putea spune Zoo Tycoon, un alt joc foarte fain de simulare în care tu ești managerul unei grădini zoologice. Bus Simulator, cum să trăiești viața cotidiană într-un autobuz, pasager și alte posibilități când te distrezi într-un autobuz, fie ca și șofer sau chiar și călător. Bun, și atunci trecem la ultima întrebare. Putem face față la câte tipuri de simulatoare sunt? Probabil că nu. Fiecare are scopul lui în viață. Dacă îți place ceva, îți place un simulator, încearcă-l, te interesează ceva, încearcă-l, dar simulatoarele vor fi, rămâne în continuare un gen complex, distractiv, educativ și multe altele. Tu, dacă Liviu, ai tu altă perare, ai face față să te joci toate simulatoarele de pe lume sau? Nu. No. Cred că vorba ta, Dan, contează foarte mult să și placă genul anume, că dacă îl joci, doar ca să zici că îl joci, nu prea rezolvi nimic. Cel mai important e să-ți placă sau poate chiar ești curios, nu te interesează subiectul, dar ești tu curios să vezi ce face dezvoltatorul respectiv, de ce nu. Dar dacă nu-ți place și vrei doar ca să zici că te-ai jucat, nu cred că are rost și nu ai face față. Da, corect. Bun, atât am avut noi pentru astăzi să vă prezentăm. Dacă aveți și voi alte comentarii, lăsați-le mai jos. Eu sunt Dan și l-avem și pe Liviu. Pentru episodul următor vom vorbi despre eLogic Games și probabil o să avem și un invitat special, așa că dați un subscribe, un comment și un like pentru video nostru și ne vedem data viitoare. Pa, pa!